Bună ziua, dragi, nu știu, sunt de la tine acasă și noi și eu, Olesa Paladi, mă pornesc la drum astăzi cu daruri frumoase și emoții deosebite pentru Eduard, ce face o frumoasă vârstă de 35 de ani. Venim din partea nașilor care cu drag astăzi vor să le spună la mulți ani. Din motive întemeiate, din păcate, nu pot să fie alături de primii săi finuți, dar astăzi, prin intermediul nostru, încearcă de suflet să livreze o emoție frumoasă și o amintire de unitate celor scumpi, celor minunați, celor cu care se mândresc, fiind nașii Ana și Alexandru. Eu am credințat din nou nouă echipei surpriză la tine acasă, emoția frumoasă și nouă nu ne rămâne altceva decât să ne îndreptăm la restaurantul Europa, unde sărbătoarea are loc cu siguranță alături de oamenii dragi. Și cei 35 de ani astăzi sunt sărbătoriți frumos de Eduard, alături de frumoasă soție, alături de frumoasă familie și alături de frumoșii și scumpilor prieteni. Aveți, dragi noștri, aici să lăsăm o emoție frumoasă și, desigur, amintiri de neunia. La tine acasă, mă numesc Olesia Paladi și astăzi cineva drag mă trimite spre dumneavoastră. Cineva care știe foarte bine că sărbătoriți aici, cineva care știe foarte bine că sunteți înconjurați de oameni cei mai dragi din cei mai dragi și cineva care te iubește, vă iubește foarte mult. Atât pot să vă spun. Ca indicii, dacă servesc cumva indicii. Restul vreau să vă dau o întrebare. Am îndurora îndeosebire Eduard, care face frumoasă sărbătoare, frumoasă adunare de oameni dragi și scump. Cum credeți în partea cu ei? Ce să vă spun, nu știu, nu m-aș gândi. Sunt o pereche de oameni care azi știu și înțeleg foarte mult cum nu pot să fie alături. Și cred că numai din partea lor. Ce? Lașa. Noi venim aici din partea nașilor voștri. Ana și Alexandru, cei scumpi, cei dragi, cei care vă iubesc foarte mult. Și cei care cu brațele deschise v-au deschis ușa celor primilor finuți care ați manifestat respect față de perechea lor, față de familia lor și ați ales ca părinți spirituali. Eu văd lacrimi în ochii voștri și de data asta lacrimile îmi dau seama că nu sunt, cum m-au obișnuit eu în 4 ani de zile, să fie de bucurie sau poate sunt cumva combinate. Eu vreau să vă ștergeți lacrima căci ei azi vor ca voi să zâmbiți. Și plângă faptul că ei trec într-o situație dificilă și au știut și știu că voi înțelegeți perfect, pentru că este o situație care nu poate să existe om în lumea asta să nu înțeleagă. Ei nu au uitat, cum nu uită niciodată, și de voi, și de familia voastră, și de finul Eduard, ce astăzi împletește un buchetul vieții, cea de-a 35-a floare. Și pe lângă faptul că sunt acum implicați într-o situație dificilă, ei au găsit câteva clipe să mă apeleze și să mă încredințeze un moment frumos, căci mi-au spus așa. Știu că ai să faci bine, știu că ai să spui ce trebuie și știu că ai să ajungi ca o săgeată cuvintele de felicitare din partea noastră, acolo unde vrem noi de fiecare dată să ajungem, în sufletul lor scump și drag. Eu am pregătit cu drag din partea lor o poză. Să se păstreze frumos în familia voastră, sunteți voi minunați, sunteți voi și voi în calitate de naș. Deci le simțiți emoția lor, ce simte ei față de voi
ce teorie au copleșit atunci când au stat în stânga și în dreapta voastră când erați și voi mireși și mireasă. Și cum vă mândriți voi cu siguranță de fiinii voștri, așa sunteți voi, fiinii, o mândrie, bucurie, nașii voștri. La mulți ani din suflet! Și desigur, dacă venim spre finul, nu putea nașa cu nașul să nu vină cu un coșuleț de trandafiri spre cea minunată, spre finuță, spre cea cu care nașa întotdeauna a găsit o legătură frumoasă, sufletească. Și eu zic, în primul rând, dacă am înțeles eu corect, de la ea, de la ei, vă leagă o prietenie frumoasă. Și asta este foarte frumos. Atunci, cumva, legătura asta de naș și fii întotdeauna domnește frumos și este de lungă durată când prietenia este în capul mesii. Și după care, statutul de naș, de fiin, mă rog, spunem noi că nașii sunt cu o treaptă mai sus decât noi. Ei întotdeauna au vrut să se poziționeze în rând cu voi. Să fie respectul reciproc, să fie prietenia reciprocă, să fie înțelegere și ajutorul de familiile voastre reciproc. Deci și reciproc vin astăzi spre fiina cu recunoștință că face parte din familia lor și cu mult, mult drag față de familia voastră și față de ea ca finuță. La mulți ani! Noi vă spunem din suflet, amândură, sănătate, pace în familia voastră. Ție, Eduard, să rămâi bărbatul care știe nașul și cum te consideră și nașa, să rămâi prietenul familiei lor, dar prieten adevărat, așa cum și ești, să rămâi acel prieten pentru nașul care a știut întotdeauna să găsească o legătură frumoasă și ușa casei voastre să rămână deschisă întotdeauna pentru ei, părinții voștri spirituali, care sunt minunați și ne-am convins și noi, am mai fost alături de ei la un eveniment în care i-am văzut veseli, frumoși, deosebiți și asta o să fie și de acum încolo. Timpul le tămăduie pe toate, timpul le vindic pe toate și dacă nu o să se uite durerea lor niciodată, ea o să fie cumva reparată sau cumva cicatrizată de timp. Și totul o să se normalizeze, deci, voi să fiți sănătoși și bucuroși de ei. La nunaștem cu surpriză, înțelegem foarte mult și condoleanțele noastre. Asta e. Principalul voi că îi înțelegeți, sufletul și inima ei sunt alături de voi și, cu siguranță, acasă fiind o să fac o măsuță mică, ca pentru oamenii dragi, sărbătoriți cu ei. Asta e. Sărbătoare frumoasă tuturor, mulțumim că ne-ați primit și păstrați amintirea frumoasă de la această sărbătoare minunată. Nu?